minunile polițiștilor de la Petroșani. Astăzi o polițistă de la Petroșani spunea că faptul că patru minori sunt într-o casă sub îngrijirea unei fetițe de 13 ani nu este o urgență. Să vedem, 5. Faceți ceva cu polițiștii ăștia indolenți care nu-și mai fac datoria la Petroșani, care nu au altceva de făcut decât să spună că vor da avertisment jurnaliștilor care reclamă faptul că patru copii minori sunt închiși într-o casă fără ca să fie supravegheați de părinți. Despre ce siguranță să vorbim când tu suni și anunți că e posibil patru copii să fie care sunt în casă, lăsați singuri pentru că părinții lor sunt puși să cerșească, s-au dus să facă acțiuni caritabile, povești de ale lor, iar poliția nu face absolut nimic. Spune că îl avertizează pe jurnalist, îi dă avertisment jurnalistului că a apelat la 112. Păi băi, imbecililor, așa a zis ziarist Găinar Câmpean Andrei, și nu vă deplasați, nu vă deplasați, voi vă grăbiți să vă terminați repede tura, cum erau și astăzi domnișoară polițistă de la Poliția Petroșani, chemată fiind pentru că patru minori se află într-o locuință nesupravegheați și pentru că se colectau niște bani în fața unei biserici din Petroșani. Atât de necăjit a fost doamna polițistă încât a zis că mi-aplică avertisment. În calitate de jurnalist n-am făcut altceva decât să transmit... Asta poate să facă poliția. Păi veni și acum poliția neputinței și instituția ale statului și dați și de data asta avertisment sau amendă că vă deranjăm sâmbătă și duminica, că în restul nu puteți face nimic. S-ar putea să te trezești sancționat cu avertisment, bineînțeles că în cazul nostru, dacă în cazul unui jurnalist îți permiți să-i spui că îi dai avertisment pentru că ți-a sesizat faptul că patru copii minori sunt lăsați în casă, în supravegherea altui minor și tu spui că totul este în regulă, că și tu ai copii minori acasă. Păi băi, fratele meu, înseamnă că v-a stâmpit de cap. Incompetenții de la Petroșani, pentru că îmi permis să-i fac incompetenți și pentru asta, adică îi umplem de plângeri și punem să-și facă datoria. Și v-am spus, pentru ceea ce spun, îmi asum și suport consecințele. Poliția, într-adevăr, poliția Petroșani este pe post de taxiu pentru un șantajist oligofren din Petroșani, care își lasă și copiii singuri în casă, dar asta e o altă poveste și vom reveni. Și aici vorbim... Primul caz, niște minori lăsați singuri în casă nesupravegheați și puși în pericol, pentru care poliția nu a făcut absolut nimic și a spus, chiar polițiștii au spus că este perfect normal ca minorii să stea cu minorii, înainte de a aplica avertismentul, pentru că tot a zis că veți da avertisment că n-a fost fondat apelul la 112. O să vă demonstrăm, am vorbit și cu avocatul, că este apel fondat și contestăm și avertismentul dumneavoastră. Am văzut astăzi un site obscur și ilegal, News.vj, parcă îi spune, nu merita să-i menționez numele, dar îl menționez, că scrie acolo, Robi Wagner a fost sancționat contravențional. Nu sunt sancționat contravențional, domnul Bogdan Ițu, purtătorul de cuvânt, că pe mine mă informează cineva, nu citesc infecția. Și până acum, credeți-mă, am schimbat polițiști din funcție și am schimbat și șef de inspectorate din funcție. Voi lupta în continuare și voi schimba polițiști din funcție. În schimb, avem polițiști. Nu le zic tablagi pentru că nu-i frumos și nu sunt oligofrenul de la News.vj, dar avem niște tablagi care nu cunosc nici măcar legile, v-am spus. Dacă tu le spui că pot să fie patru copii în pericol, îi spun, păi da, nu e o problemă că copiii minori sunt în grijă altui minor. Asta e, înțelegeți, ca idee. Avem după aceea un... condamnat penal pentru șantaj și vai de mama lui și de zilele lui care astăzi cerșea pe la biserică pe acolo împreună cu soția chipurile pentru a strânge bani de 1 iunie de ziua copilului, da? Îi avem pe aia care conduc poliția română, care polițiștii la Petroșani tremură în fața lor, în afară cu mici excepții. Sunt vreo 2-3 polițiști care n-au probleme, adică îi pun la punct pe acești indivizi. Poliție și nu mai avem echipaje care să-și facă datoria. În schimb avem polițiști care... sunt la dispoziția și taxiul unui oligofren din Petroșani. Acolo polițiștii stau în poziție de rest, probabil unii dintre ei sunt filmați de către acesta și îi... îi are pe polițiști cu ceva la mână, pentru că altfel nu se explică. În rest, sunt cel care i-am prins pe polițiști la Petroșani, dormind în sediul poliției, le-am luat telefoanele, oglinzile. Vă promit că din această seară voi fi și voi monitoriza nu doar orașul Petroșani, întreaga Valea Jiului, pentru a vă oferi dumneavoastră o stare de confort și de liniște, iar pentru polițiștii care nu-și fac treaba sau abuzează de uniforma pe care o au, plângeri penale împotriva lor. Știți bine că am schimbat un inspector șef, schimbăm și azi polițiști care încalcă legea. Cei care își fac treaba, respect.
Și o să vedeți că astăzi au fost câțiva polițiști care chiar au încălcat legea grav. M-am luptat cu fostul inspector șef al IPJ-ul Nedar, apropo, mai are să-mi dea niște bani. Liviu Dumitru, ești pe la școala de poliție acum, vezi că ai o executare silită, plătește banii la executor. Plătește banii, că ai niște bani să-mi dai de pe urma procesului. Mare director de școală de agenți de poliție, Septimiu, nu mai știu cum îi spune, da? Plătește banii, vezi că mai ai vreo 5 milioane să-mi dai, bine? Avocatul, pentru că de astăzi polițiștii au dat-o în bară grav de tot, niște polițiști incompetenți care nu știu că n-ai voie să lași niște minori cu alți minori, dar tremură în fața unui analfabet din Petroșan, condamnat penal pentru șantaj. Și pentru că toată poliția Petroșan tremură în fața acestui individ, bineînțeles că vor exista și polițiști sancționați. O altă polițistă la un caz unde patru copii minori erau lăsați nesupravegheați în casă, salut! Astăzi se grăbea că iasă din serviciu și nu mai avea timp să stea. Oameni buni, dacă v-ați angajat doar ca să vă las salariile. Rușine, poliția Petroșani. Toate cele bune și țineți aproape de noi.